Înălțimea este și mediană, da? Da. Înălțimea este și median. Este și median. În concluzie, să arătăm că triunghiul ABC este isoscel. Isoscel. Hai să vedem repede. Un triunghi asoțit unghic. Păi dacă este și median, și mediator, nu mai poate să fie. Deci A, B, C. Am dus înălțimea, care e în același timp și mediană. Da. Adică unde pică dacă e și mediană? Pe mijlocul segmentului. Asta era. Deci ne-am anunțat că înălțimea e și mediană. Și, cu alte cuvinte, pică și pe mijloc. Păi da, știm atunci când înălțimea este și mediatoare, înseamnă că triunghiul este isoscel. Da. Este isoscel. Da? Știm asta. Dar dacă n-ai ști tu răspunsul ăsta, cum te-ai putea... Ai că asta e perpendiculară și pică și la mijloc. Asta e cât asta. Cum ai tu seama că AC ar fi cât AB? De unde îți dai seama? De unde poți să constați asta? Pentru că se spune cum parare triunghiurile. Da. Și de acolo voi afla care că AC este comune cu AB. Și gata, problema. Triunghiul este isoscel, da? Sau ales că unghiurile astea sunt congruente, iarăși aceeași poveste. Deci demonstrația cum sună? Dacă A nu este înălțime și bisector și... Deci între unghiul A, B, C avem că A, M, înălțime și mediană, acolo rezultă că A, M, bisectoare și mediatoare. Da, este și bisectoare și mediatoare. Triunghiul este isoscel, poate bun, da? Deci rezultă că triunghiul ABC isoscel. De fapt, numai asta trebuia să fie, numai în triunghi isoscel. Să-i vezi cum se întâmplă. Reușesc să arăt rapid. Dacă vrei, hai să schițăm și demonstrația. Fie triunghiurile ca, fie triunghiurile A, A, M, C. A, M, C și triunghiul A, M, B. A, M, B. Despre care știi că au? Știu că au A cu C, M, congruent cu M, B. C, M, congruent cu M, B. Știu că am latură comună. Am latură comună. Știu că unghiul C, M, A, M, C este congruent cu A, M, B. A, M, C, congruent cu A, M, B. Deci din asta, unghiul A, A, M, C, da? A, M, C, congruent cu A, M, B. Și de câte grade? 90 de grade. Și a terminat. Și atunci, triunghiurile luate în discuție sunt congruente, deci triunghiurile așa spune, triunghiurile A, C, M. A, C, M. Și triunghiul A, M, B. Congruent cu triunghiul A, A, M, B. M, B. Și fiind triunghiurile congruente, reiese că? A, C, congruent cu A, B. A, C, congruent cu A, B. Și celălalt triunghiul. Și de aici înseamnă că triunghiul este isoscel, da? Da. Triunghiul A, B, C, isoscel. Așa. Și să vedem 11. Fie triunghiul ABC isoscel. AB congruent cu AC. Deci AB, triunghiul ABC isoscel, adică AB congruent cu AC, da? În care AD este bisectoare. D aparține lui BC. AD, AD, adică așa, bisectoare, adică? D aparține lui BC. Sigur că da. Cu și D aparține lui BC. Și B, BD congruent cu DC. BD congruent cu DC. Congruent cu DC. Da. Arătați că AD este și mediană și formulați enunțul
propoziției astfel demonstrate. Era D. Să arătăm ca D. Se rezulte ca D. Este mediană. Mediană. Și să formulăm enunțul propoziției astfel demonstrației. Astfel demonstrate. Enunț astfel. Da. Astfel demonstrate. Deci? Păi dacă într-un triunghi, dacă AD este bisectoare și atunci... Într-un triunghi de care? Isoscel. Da? Într-un triunghi isoscel, când dreapta AD este bisectoare, atunci este și mediană, mediatoare și înălțime. De toate. Da. Asta e enunțul. Da? Asta e enunțul. Iar demonstrația cum o facem? Fie triunghiurile care? Triunghiurile... Hai să desenăm figura. Deci este un triunghi isoscel. A, B, C. Am dus bisectoarea. E D punctul ăsta. Și cum arătăm că bisectoarea devine mediană? Luăm spre comparare triunghiurile fie A, triunghiurile A, D, B. A, D, B. Și triunghiul A, D, C. Despre ele spui că au B, D, congruent cu D, C. Da. B, D, congruent cu D, C. Mai am că B, A, congruent cu A, C. B, A, congruent cu A, C. Mai știu că A, D, latră comun. A, C. A. Și? A, D, latră comun. A, D, latră comun. Atunci? Cazurile de congruență latră-latră-latră. Chiar latră-latră-latră. Triunghiul ADB este comune cu triunghiul ADC. Deci ADB congruent cu ADC. Congruent cu triunghiul ADC. Și fiind triunghiurile congruente, rezultă că? Păi rezultă că triunghiul ABD congruent cu ACD. Deci, da. Dacă triunghiurile... Toate unghiurile care mai erau. Da, deci toate unghiurile sunt congruente. Și atunci, linia, bisectoarea C este și mediană și mediatoare și de toate, da? Se rezultă într-un, în propoziția ce spui, într-un triunghi isoscel, da. Bisectoarea e de toate. Da. Este de toate. Așa. 11, cât a fost acum? 12. 12? 12 n-am făcut-o cumva? Nu, am făcut 11 acum. Așa, 12. Ia sub recursură, 12. Fie triunghiurile A, V, C egal cu triunghiul A, M, M, N, P. 12. Deci, în ipoteză, avem că... Triunghiul A, B, C triunghiul A, B, C congruent cu M, N, P. Triunghiul M, N, P. Da? Se demonstrează că medianele A, D și M, E din cele două triunghiuri sunt congruente. Se rezultă deci în concluzie că A D A D este congruent cu A D și M E și M E sunt mediane, da? Da. Mediane. Sunt congruente. Știu asta în ipoteză că sunt mediane. Și în concluzie s-a arătat că A D congruent cu M, E. Adică între unghiuri congruente, medianele sunt congruente. Asta ar trebui, da? Asta ar fi formulare. Între unghiuri congruente, medianele sunt congruente. Deci, desenăm două triunghiuri congruente. A, B, C și vecin A, M, 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 P. M, M, și P. MNP. Deci două triunghiuri congruente. Dacă le-am luat și le-am pune unul peste altul, ele trebuie să suprapună. Da. Asta înseamnă triunghiuri congruente. Și acum,
să ducem mediana din A. Păi nu o să ducem mediana din A. Adică ce? Cum? Să duc o dreaptă care pleacă din unghi pe da. Mijlocul celorlalți segmente. Da, deci din vârf pe mijloc, segmentul care pleci de vârf, așa spune. Segment, nu ducem o dreaptă, ducem un segment. Dar mie și vârful cu mijlocul, poartă numele de median. Și din coace, e parte, nu? Da. Mâie. Și să arătăm că noi știm că trebuie să fie congruente. Păi dacă știm că sunt congruente, nu neapărat ca și medianele sunt. Păi nu-i neapărat. Trebuie să demonstrăm asta, adică cum ajungem acolo? Păi logic. Nu, logic, nu zic că există o chestie, că e logic așa. Noi trebuie să fie pe baza cazului de congruență, raționament, făcut tot. Păi să luăm spre comparare triunghiurile A, ACM da. Și AMB. ACM și? AMB. AMB. Da, aici e la... Eu mă gândeam să iau ACM și MPE. Păi da, ca să intri în mie, în partea cealaltă. Deci, asta, ăsta două triunghiuri să le la comparat, dar să vedem, uite, le luăm, le intrăm cu floarea asta și ies dincolo cele două triunghiuri. Ce pot să spui că au cele două triunghiuri? Acolo nu-i D, A, D. A, B, C și A, D. Te rog. Luăm spre comparare de triunghiurile A, C, D și M, P, E. Deci demonstrația fie triunghiurile A, C, D și triunghiul A, P, P, M, E. P, M, E. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Pot spune că P, M este congruent cu A, C. P, M, cu A, C. De unde știi asta? Din ipoteză. P, M, congruent cu A, C. Dar unde scrii? Unde vrei să scrii în ipoteza? Trebuie să spune că A, P, este congruent cu M, P. Adică trebuia să scriu ce din congruența asta? Ce lucruri aveam eu tradus toate din... Toate erau congruente. Toate unghiurile, toate dreptele. Nu dreptele, laturile. Laturile. Deci toate elementele, cele șase, unghiul și laturi, sunt congruente două câte două, da? Deci, unghiul A tot cu unghiul M, N cu P, P cu C, laturile A, C, A, B, și de aceea tu ai spus că din ipoteză. Păi, ce mai au cele două triunghiuri? Mai am că P este congruent cu C, D. P e cu C, D, dar nu scrie P e. Păi da, pentru că din M pleacă mediana da. Și împarte segmentul PE până în PE comune cu EN. Așa. Așa și în segmentul ACB. Da. Pentru că sunt congruente, rezultă că D este congruent cu PE. Nu mi-e clar. Eu am cât tot CB, e cât până. Păi da, și eu când iau mediana, pleacă din vârf și se oprește pe mijlocul segmentului, adică în parte în două. Adică tu spui așa, dacă ar fost triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta și duceam așa mediana, faptul că pleacă din vârf și duce în mijloc, pleacă din vârf și duce în mijloc, neapărat asta e cât asta. Aici, să ne vedem, sunt congruente. A, băi, asta, măi, băi, asta trebuie să fie. Tu trebuie să spui așa, cum, de ce, cât până toate jumătăților sunt și ele egale. Da. Da, așa zicem. Deci, aici la, cum zicem de fapt, avem cât BC, congruent cu până, BC cu până, din ipoteză, rezultă că și pe jumătate. Adică cât? B cât pe 2. Da? B cât pe 2, segmentul ăsta. Da? Este congruent cu segmentul PN. Da? PN pe 2. Adică aveai acum argumente de parte, să spui că CD. Știi ce ar însemna? Că CD este congruent cu Deci, să spun ca să nu mai în C,
facem cu unghiul P, M, E. P, M, E. P, M, P, M, E. Cu C, A, D. Cu C, A, D. Deci, vrei să renunți la... Aba nu mergea. Nu mergea. N-avem niciun motiv. Da. Să ne oprim aici. Da. Ai zis bine că P, M e cât A, C, adică asta e cât asta. Ai zis că asta e cât asta. Că mă, eu am pus că unghiul M, P, E este cât A, cât D. A, cât D. M, P, E. De unde știu cum mă P, E? E bădăț. Așa. Deci trebuie să-mi spui foarte clar. De unde e lucrurile acestea? Deci unghiul A, C, D. D. E congruent cu unghiul M, P, E. De unde din? Ipoteză. Deci, cazul de congruență, latură, unghiulatură. Deci rezultă de aici. Triunghiurile A, C, D e congruent cu triunghiul P, M, E. Și triunghiurile fiind congruente. Deci rezultă că A, D este congruent cu M, E. A, D congruent cu M, E. Deci A, D congruent cu M, E. Și cu asta am punctat foarte de clar, nu? A, D congruent cu M, E. Și ce ne trebuia noi să arătăm? Că tocmai A, D este cât M, E. Deci nu merge după urechi. Spunem lucrurile foarte clar. Argumentăm. De unde vin astea? Că e natural să se întâmple așa, nu este o explicație. 13. În figura alăturată. Deci, în ipoteză, avem o figură, nu știu cum. O, îmi spune că e echilateral, nu știu de ce, nu am impresia. Așa, îmi spune că e echilateral. Deci ce spune aici, în figura alăturată? E, cred că e echilateral. Nu știu, am impresia că e echilateral. În triunghiul, așa, în figura alăturată, mă, și unde se mijloace latura A, C și A, B. Știm că B, mă, cu ce se intersectează în G. Arătați că BG este isoscel. Nu spune că este echilateral. Nu știu, dar figura alăturată. Figura așa apare. Dar nu ne luăm pe figură. Deci, nu ne păcăm. Noi ne luăm după ce anunță în problemă. Spune așa, în figură, M și N sunt mijloace laturile unui triunghi. Nu spune. Da? Sunt mijloace laturile unui triunghi. Adică, spunem așa, M aparține la C. Practic, spunem așa, în ipoteză avem triunghiul A, B, C. Da? Triunghiul A, B, C care se dă. M în mijlocul la C. M aparține lui A, C. Mijloc. Adică nu-i oricum pe A, C, ci la mijloc. Adică ce ar trebui să traduc aici? Cum traduc? Adică A, M este congruent cu... Așa. A, M congruent cu... Cu cât? Cine? M, C. Corect. Apoi N, în mijlocul cui? Mijlocul. Aparține lui AC, lui AB, și tot mijloc, adică asta s-ar traduce cum? Că AN congruent cu NB. AN congruent cu NB. Și ce mai am? Că B mă sintesitează cu CN, așa spune, da? B, M, intersectează CN, B, M, că intersectează pe CN, egal mulțimea formată din punctul G. În concluzie, trebuie să arăt că triunghiul BGC, BGC, isoscel. BGC este isoscel.
Deci dacă triunghiul nu spune că este isosceu, de la început triunghiul ABC, eu le iau oricare. Ca să nu pic într-o greșeală, știi? Deci eu le iau la întâmplare. Deci nu am ca în carte. Da. Nu am argumente. Dacă nu am argumente, nu mă uit după figura aceea și mi se pare. Că ies aceleași drepte, că se lipite la fel. Cum aceleași drepte? Nu, adică se întâlnesc în același punct. De asta. Deci am așa triunghiul A, B, C. M e mijlocul lui AC, deci am mijlocul AC M. M e mijlocul celălalt, al lui AB. Du pe B cu M și pe C cu N. S-au întâlnit în punctul G. Și noi trebuie să arătăm că BGC este isosceală. De ce este isosceal? Ca să fie isosceal, trebuie să arăt că G B este că G C. Da. Da? G B că G C. De eu n-am nicio informație despre asta. Aici e povestea. Nu am nicio informație. Nici și vom ștea să rezolv problema. Adică ne puteți doar în scurs că e mijlocul, că am... Adică ce mi-a spus? Dacă M e mijlocul, ce înseamnă? Că BM este cât? BM este cât? Ce este BM în triunghiul ABC? Mijlocul lui AC. M este mijlocul, dar BM ce calitate are el dacă unește vârful cu mijlocul? De median. Dar zici nu cu foarte... Nu știu, mereu mă încurc că median și mediatoare. Mediatoare, păi da. Sunt prea aceleași cuvinte și mereu ultima. Păi da. Trebuie să fii foarte clar. Știu că e clar, dar nu știu, când spun cuvântul mă nu, confuzia vine la faptul că nu ți-e clar ce înseamnă una și ce înseamnă alta. Trebuie să fii foarte clar, să fim cinstiți cu noi. Deci mediatoarea e perpendiculară pe mijloc, asta e. Iar mediana unește vârful cu mijloc. Fiindcă cele două cuvinte sunt aproape și tu n-ai înțeles, nu ți-ai clarificat în minte foarte bine, mediatoarea perpendiculară pe mijlocul segmentului, iar mediana unește vârful cu mijlocul. Da? Deci dacă mergi cu 50%, 50% ghicești, nu-i bine. Da? Ne punem efort să facem clare lucrurile acestea. Deci când am un segment, vorbesc, n-am ce căuta cu mediana. Mediatoarea segmentului, perpendiculară pe mijloc. Și toate punctele sunt la egală distanță. Pentru că în triunghiul care se formează, în triunghiul ăsta devine isoscel. De ce? Pentru că, de îndată, perpendiculară și pe mijloc, mediatoarea și înălțime. Și atunci triunghiul este isoscel. De aceea, toate punctele de pe mediatoare, ori nu le-ai luat, sunt la egală distanță de la capetele segmentului. Da? Deci, multă grijă aici. Ori mediatoare, da? Ori mediatoare, când am zis asta înseamnă, mediana înseamnă altceva. Vârful cu mijloc. Deci aici VM este mediană. Din coace ce N ce este? Tot mediană. Tot mediană. Ei, acum povestea e complicată. Ele s-au întâlnit în punctul C. Ar trebui să arătăm că latura asta e cât asta. Ori n-am elemente, cum ai spus, nu am elemente. Cum ar trebui să fie dat triunghiul ăsta ca să mă pot agăța de problemă? Autorul nu ne dă asta și, din păcate, noi nu putem face problema decât cu adăugire. Nu știi. Păi, putea să ne dea A, C, B, isoscel.
echilatea reglei prea mult. Da. Să încercăm cu isoscelul. Dacă ne dădea isoscelul, oare am fi avut șanse? Hai să să încercăm cu varianta asta, că ar fi fost creând isoscel. Dacă ar fi fost isoscel, atunci cred că am fi avut șanse să rupem problema. Zic eu, am fi avut șanse. Poate chiar dacă era echilateral. Echilateral e prea mult. Noi dăm elementele minimale, adică cel mai puțin cu putință. Echilateral dădea și latura asta, toate laturile egale și atunci probabil că ar fi fost evident, destul de ușor de demonstrat. Dar noi luăm cazul când triunghiul este doar isoscel, să-l construim isoscel așa. Da? Triunghiul isoscel. Adică A, B, C. Hai să luăm că de regulă așa se mătează, A, B, C, felul ăsta. Să ducem mediana de M, da, pe B cu M, M la mijlocul lui AC, de M. Să ducem și mediana cealaltă, B, N. Și ele s-au întâlnit chiar așa. Ce este AM, A, cum am dus-o eu aici, AP? Ce este AP? Ca să construiesc triunghiul isoscel, într-un triunghi isoscel, perpendiculară pe mijloc, e și mărțime, și mediană, și mediator. Toate trei se întâlnesc într-un punct G. Da? Și noi trebuie să arătăm că și triunghiul CGB este și el isoscel. Acum aș ști. Cum? Pentru că știu că unghiul AQP este congruent cu AQP, adică tot asta așa. Da. Este congruent cu ABP. Da. Și cum a trecut mediana prin mijlocul, a ajuns în mijlocul segmentului AC, rezultă că unghiul G, B, P este congruent cu unghiul G, B, G, B, P. P, ăsta? Da. Da. Este congruent cu G, C, P. Nu am niciun motiv, dar mediana nu parte unghiul în două. Păi știu că C, P e cât P, B. C, P e cât P, B din faptul că P e la mijloc aici, da? Asta, da. Știu că G, P, latră comună. Corect. Și unghiul C, G, P. C, G, P. Este cu P. Nu am. Nu mi-a spus nimic asta. Că latra C, P, C, G este cât C, B. Asta trebuie să ajung eu să constat. Pentru ce luăm altceva? Păi aici perpendicular. Că într-o triunghi isoscel, mediana e și mediatoare. Deci ascuns chestia asta. Și atunci, latură, unghi, latură, triunghi sunt congruente și... Dar dacă ăsta e G, este un punct de pe mediatoare și de la gal distanță de capete. Păi da, atunci CG era cât GP, cât B. Păi așteptam de la tine să precizezi așa. Că în triunghiul CGB, GP este mediană și mediatoare. Lucrul ăsta vreau de la tine. Și atunci era CG cât GB. Da? Că am venit și am mai arătat acolo într-un triunghi, așa, mediatoarea, punctele pe mediatoare sunt la egală distanță de capete. Deci ce trebuia să se sesizăm? Dacă triunghiul este isoscel, atunci cea de-a treia care trece prin G este și ea, tot mediană. Și toate trei, numai că fiind din vârful acela cu laturile egale, e și mediatoare și înălțime de toate. Și atunci, în triunghiul CGB, iată că numai GB bucățica asta e și mediană și mediatoare.
Și atunci obligă triunghiul CGB să fie isoscel. Da? Da. Deci, care a fost miezul problemei? Cu elementele date din problema asta, așa. Nu puteam să dăm triunghiul. Nu puteam. Măcar isoscel. Dacă e echilateral, e și mai ușor. Dacă e echilateral, e foarte simplu. Dar cu ideea că numai isoscel, totuși mă pot descurca. Da? Hai să facem demonstrație. Demonstrație. Cum vei pleca la demonstrație? Spre comparație. Deci adăugăm aici ABC. Ce să-i spunem despre ABC? Ce-i mai spunem? Isoscel. Isoscel. Neapărat. Isoscel. Că B, C, B, C, B, G, P este cât G, P, C. Îl luăm spre comparare. Deci luăm spre comparare triunghiurile? B, G, P. Fie triunghiurile B, G, P. B, G, P. Și C, G, P. Și C, G, P. G, G, P. Ele au BP comunie cu PC. BP congruent cu CP. Cu CP, da. GP latură comună. GP latură comună. Și congruent BPG cu KPG. BPG. BPG. Congruent cu KP. KPG. KPG. Asta de unde? Unghiurile astea congruente? Din ipoteză. Din ipoteză. Și de aici, latură. Conform latură, unghi, latură, sau dacă le vei triunghiul de atunci, catetă, catetă, dar latură, da. Unghi, latură, triunghiurile luate în discuție. B, G, P. B, G, P. Congruent cu? Congruent cu G, P. G, C, C, P. G, C, P. Și triunghiul fiind congruentele este că? Este că B, G, congruent cu B, C. G, congruent cu G, C. G, C. Da? B, G, congruent cu G, C. 13, 14. În triunghiul ABC ascuțit unghic. Deci în ipoteză avem triunghiul ABC ascuțit unghic. Da. Da. AD este mediană. AD mediană. AD perpendiculară pe BC. Și AD perpendiculară pe BC. Fie DE perpendiculară pe AB. DE perpendiculară pe? Perpendiculară pe AB. AB. Și DF perpendiculară pe AC. Și DF perpendiculară pe A, C. Da, C, da. Cu E aparține lui A, B și F aparține lui A, C. E aparține lui A, B și respectiv F aparține lui A, C. Arătați că A. Amin. A de bisectoare în triunghiul ABC.